În plină pandemie, adevărații afaceriști și-au dozat timpul și resursele și-au investit inteligent. Acesta este și cazul antreprenorului local Cristi Șerban, de 43 de ani, din Târgu Jiu, care a reușit să ridice de la zero un hotel pe care l-a afiliat brandului Ramada. Hotelul Ramada Târgu Jiu, ce reprezintă o investiție de aproape 10 milioane de euro, este unul de lux, deschis doar de câteva zile turiștilor și oamenilor de afaceri care tranzitează gorjul. Până la inaugurarea investiției de la Târgu Jiu, eveniment care a avut loc la jumătatea săptămânii, sub brandul Ramada funcționau în țară 13 unități hoteliere, din care 4 numai în capitală. Cristi Șerban a avut însă intuiția de a realiza acest spațiu hotelier generos, ce cuprinde 70 de camere în regim single, matrimonial și apartament, cu un nivel ridicat de tehnologie și confort, completat cu o sală de conferințe, spa cu piscină interioară, jacuzzi, saună, sală de fitness, bucătărie ultradotată, restaurant și o parcare foarte generoasă, și să îl activeze sub brandul Ramada. Noul hotel, ce funcționează în regim franciză, a fost inaugurat în prezența autorităților locale și județene, a unor oameni de afaceri din țară și străinătate, dar și a reprezentanților Ramada. Evenimentul a avut loc pentru început în fața hotelului, aici fiind și oficiată o slujbă religioasă, urmată de tăierea panglicii postate la intrarea în noua unitate de 4 stele, fiind continuată în lobby cu discursul organizatorilor și a oficialităților prezente. Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate cerezi, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești, pe toate ne împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășmește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Gorjanul Cristi Șerban, care a trecut Târgu Jiu pe harta Ramada, este un antreprenor activ în sectorul restaurantelor. Administratorul Wild Group deține restaurantul Dumbrava în Târgu Jiu și a dezvoltat acum acest hotel de 4 stele în Târgu Jiu, fiind foarte apreciat de cei prezenți. De altfel, investiția în acest hotel s-a ridicat la circa 10 milioane de euro, iar o parte din această sumă a fost susținută cu fonduri europene. Investiția era una necesară unui oraș care deține operele Brâncușiene și în care concurența în domeniul Horeca era oarecum absentă. Hotelul Ramada, parte a grupului Eindam din Târgu Jiu, vine și completează acest gol cu un obiectiv necesar județului Gorj, investiția urmând a fi amortizată în anii următori. Ramada este un lanț hotelier deținut de grupul Wyndham Worldwide. Brandul Ramada a fost creat în anul 1954, iar în septembrie 2008 deținea peste 850 de hoteluri în peste 25 de țări din lume.